Ce dacă? Mă, de câte ori să vă repet? Dacă vine de la Bruxelles, e ca și un ordin. Da, asigurările astea costă o avere, șeful. Da, de unde știi, Toma? De la știri să trăiți. O să ne dăm toată solda pe asigurări și asigurările astea e și inutile, dacă vreți să știți. Nu sunt inutile, mă. Pâine în buzunare, chitră ambulantă. Că dacă se întâmplă evenimentul pentru care te-ai asigurat, poți să te umpli de bani, mă. Și putem asigura orice eveniment, șeful? Normal. Wow. Chiar și ziua de naștere? Marlane. Vezi, dacă aveai falca asigurat, acum puteai să faci un ban. Wow. Adică, șeful, e de ajuns un punct ca să te umpli de bani? Băi, vedeți că vine agentul de asigurări. Să ne aud că se cotește careva, că vă rup! Șeful, dar dumneavoastră aveți asigurare? Normal, măi, harpagonule. Că la câte-mi faceți voi zilnic, ar fi fost culmea să nu mă asigur. Auzi, mă? Dar tu, de când îmi ții mie cont ce fac, cum fac, cu cine fac, a? Marlane? Vezi? Și tu, dacă erai asigurat, făceai un ban acum. Dacă nu, vă umplu de bani, mă! Hai, mă, iubi, ai zis că m-ai iertat. În principiu, pupăză. Păi atunci mi-acord și mie puțină atenție. Aha, când s-o plictisit Mimi de mângâiat, măcar mamă băia. Când s-o Mimi de... Crea naibii Mimi de porcărie păroasă. Vedea-te și în gura lui Rex. Nu-i așa că-i drăguța? O minunăție, o splendoare. Luate arhinghierii, Mimi. Sau cine naiba s-a ocupat de mâțe. Și chiar putem să ne asigurăm orice? Orice, doamnă. E, atunci eu vreau să ne asigur fundul pe 10 milioane de euro. Ca Jennifer Lopez. Ce? Mă scuzați, dar trebuie să fie celebru ca să putem să... Hă? Cum adică celebru? Adică să-l știe jumătate din planetă. Nu știe jumătate din planetă, dar jumătate unitate tot îl știe. Eu zic că ar merge să-i asigurați pe 500 de euro acolo. Eu nu înțeleg de ce trebuie să fie celebru. Ar trebui să conteze dacă e bestial sau nu. Și al meu chiar este bestial. Stai să vă arăt. Pe pelicola e nebunit. Lasă-mă, trașca, adică ce? Acum că sunt gravidă, sunt și nașpa sau ce? Lasă-mă, am zis. Haideți să mă întorc mâine. Mă întorc mâine când vă hotărâți. Nu de alta, dar sunt însurat și nu vreau să... Domnul, stai așa pe unde pleci, domne, acum când începe show-ul. Păi show-ul de ăsta n-a văzut neam de neamul dubitare de la maimuță în coasă. Nici o să vadă. Și nu-i show erotic, e show de... E K-1, domne. De pelico? Nu stai și atunci. Ce are, trașcă? Ce are? De ce să nu-i arăt domnului? Ce, acum de când sunt gravidă și arăt ca o balenă, ți-e rușine cu mine sau ce? Dar cine m-a adus, trașcă, în starea asta? Cine m-a adus? Zi domnului, zi sau au! Au, gata, nu! Am zis eu, auzi, de pariuri nu vă ocupați, că așa avea eu un plan. Gata! Dacă v-ați hotărât, vă ascult. Eu m-am hotărât. Aș dori să-mi asigur ochii împotriva loviturilor. Doar pe cel sănătos pot să-l asigur. Dar nu primiți despăgubirea dacă vă lovește soția. Păi eu tocmai de-aia vreau să-l asigur, domnul. Îmi pare rău, dar noi nu suntem societate de binefacere. Rămâne ochiul? Rămâne. Bun. Următorul. Eu aș vrea să-mi asigur spatele în contra înțepenelii. Suferiți de sciatică? Nu prea, sunt sănătos tu, ia uite. Perfect, dar aveți grijă, în contract e o clauză. Dacă ridicați obiecte grele de unul singur, pierdeți despăgubire. Nu ridic bre singur niciun pai, că sunt dita mai caporalul, păi să poate așa ceva. Ok. Următorul. Eu
Aș dori să-mi asigurați pofta de mâncare. Pofta de mâncare? Exact. Cum crezi, Matale, că pot eu să întrețin uzina asta de mușchi dacă dispare pofta de mâncare? Dar de ce să dispară? Nu știu. Dinozaurii de ce a dispărut? Mă rog, mă rog. Spuneți-mi, acum aveți poftă de mâncare? Normal. Ia uite. Mersi, mersi. Ajunge, ajunge. Acum, dacă s-a pornit uzina, trebuie să fac la tăie primă, că asta nu funcționează. Da, da. Intră un colaps, ca Fidesul, ca Petromidia, ca, mă rog, coloșii ăștia energetici cu care mai mă cunosc eu. Da, mai este cineva? Da. Eu aș vrea să-mi o asigurați pe Mimi, dacă se poate. Pe Mimi? Pe Mimi? Pe Mimi, da. O iubesc. O... Și presim că o să o pierd. Ah, discutăm noi când rămânem singuri. Aha. Deci... Nu e așa că-i drăguță? Tu, e ca o bijuterie, să știi. Dar văd că deja v-ați împrietenit. Da, uite, cum ne-am împrietenit noi. Hai că vin repede, să ai grijă de ea să nu iasă afară la Rex, că ți-am rupt gâtul, da? Bine că mi-ai zis, cum să n-am eu grijă de ea, se poate, iubi? Hai, pa, hai să pupă, mămică, hai să pupă, mămică, mămică. Viața mea, hai, pa, să ai grijă de ea, că te crăp. Da, iubi, se poate să n-am eu grijă de ea când tu ai ochi numai pentru mine? Hai, pe ușa deschisă, marci afară că te așteaptă Rex. Păi, de mă! Păi, pisico, e surdă! Du-te tu afară la Rex ca să faceți cunoștință, să vezi ce frumos vă jucați tu cu Rex! Nu ești, a? Nu ești. E, las că găsesc eu metodă să te dau afară. E, las că găsesc eu metodă să... Du-te, fa, la Rex! Du-te, fa, la Rex! Uite acolo e ușa! Uite acolo e ușa! Du-te! Du-te! Stai, unde ești? Te-ai ascuns? Unde te-ai ascuns? Unde... Aha! 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 Hai că te prind eu! La mine e simplu. Îi zic că mi-am pierdut pofta de mâncare și mi-am luat bănuțul, dar voi... Și la noi e simplu, șeful. Trașcă, să țin aibii de fișetul ăla mereu, să nu mă lași pe mine să... car singur, că-mi pierd asigurarea la urmă. Domn caporal, dar dacă, Doamne ferește, vă anchilozați și nu mai puteți să mă pomniți în ochi, a? Eu cum îmi iau asigurarea? Nu mă anchilozez, mă, tantăule, doar mimesc ca să iau bănuțul. Și oricum nu-ți face tu griji, că pe tine te-aș pocni și mort. Eu cum îmi iau banii? Las că trag eu ciocatele alea cu bot de fier și dacă îți dau un șut în fund, ții patru asigurări odată, nu una. Păi nu mai mi-am asigurat fundul, că nu m-am mai lăsat ăsta. Oh, dar ce ți-ai asigurat? Laptele din țâțe. Laptele? Făi, păi tu ești toată, dacă strag una în țâțe, să face lapte praf. Te-am zis eu, tâmpitule! Biblico, dar calmează-te, dragă, calmează-te, că nu dă de adevăratele, amimează lovitura, nu? Nu? Îți zic, mai bine ți-asigurai fundul. Lustruia și eu cizmele. Tot te prind eu, bestie! Ce faci, dragă? Ce? Mă jucam cu Mimicuța. Te jucai? Da, mă jucam cu ea. Uite, întreabă-o dacă nu mă crezi. Eu eram câinele fioros și ea era pisicuța care trebuia să învețe cum să se apere de acel câine, să nu o clămpăne. Adică făceam un fel de training cu ea. Serios? Da. Tu știi ce bine se descurcă?
Da? Da, a scos sufletul de mine pe cuvânt. Dacă vă înțelegeți, atunci vă mai las un pic, că mai am treabă. Da. Da? Ai grijă de ea. Da, se poate, iubi, am grijă. Du-te liniștită, că ne jucăm așa frumos. Te omor, bestie. Gata. Zgâri, hă? Zgâri. Pe asta nu ți-am predat-o cu zgâriatul. Unde ești, mă? Unde? Este exclus, ai nebunit? Nici măcar dacă mă lovești așa ușor, că încă n-am lapte. N-are ce să se facă praf. Mă, tu nu pricep că poți să faci cancer? Eu, în primul rând, că nu înțeleg cum de s-a gândit Trașcă la așa ceva. Nici eu. Dar o să aflu. Domn sergent, dar noi ce mai mâncăm la gustare? Asta ce mai mâncați voi? Bă, la ce bani o să încasăm din asigurare? O să mâncăm la cel mai tare restaurant din lume, bă! Ce știu din lume? Din București? Domn sergent, dar dacă vreți să-l convingeți pe ăla de la asigurare că nu mai aveți poftă de mâncare, nu cumva ar trebui să aveți stomacul gol? Nu, fraie, că dacă l-am gol și văd mâncare, m-am nenorocit, că știi că-s pofticios, păcând așa cu stomacul plin, nu mai mă tentează. Bun. Și dacă el vă face o radiografie la stomac, să vază dacă e plin sau gol. Hai! Bă, la asta nu m-am gândit. Trașcă, fii atent acum cum facem noi. Tu lași ăsta înspre mine, așa, știi? La un moment dat, eu o să mimez o criză de sciatică, știi? Și dau drumul. Bă, tu vezi să ții tare de el, că dacă cumva mie îmi scapă ăsta pe picioare, te nenorocesc, că picioarele nu sunt asigurate. Am înțeles, o să-l țin cum trebuie. Așa, după care eu te acuz că ai lăsat toată greutatea pe mine și de nervi, jap un pumn în ochiul asigurat. Ai înțeles? Și le-am luat bănuțul, bă. Ia! Super simplu, domn caporal. Repetițion. Hai, Trașcă, hai, tata, hai. Țineți bine, tare, țineți bine. Așa, idiotule. Așa. Special ai făcut-o. Ai vrut să fac cancer. Vroiai să mor și să rămâi cu fluturaj. Iarăși să pleci la gagicile tale. Acum mergi cu mine să-l sunăm până de la asigurare să-mi asigur eu fundul, da? Hai. Trașcă, spatele! Ține de fișet, idiotule, că m-a apucat sciatica! Domn caporal, lăsați că repetăm mai târziu, acum am treabă cu nebuna! Trașcă, te crăpunde ești, bă! Bă, tu n-auzi că chiar am criză de sciatică! Apucă de dulap că te crăp, tâmpitule! Trașcă, unde ești? Aoleu! Rămâneți cu noi, revenim imediat! No, trebuie să fiu mai deștept decât ea. Doar nu și-o bate joc de mine, o măță amărât. Gândește, pupăză. Gândește, că de-aia ești dita mai caporalul și ea doar o amărâtă de măță. Ariana! Că eu sunt. Ce bău sunt, era să mă desconspir. Chit, 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 chit. Hai, măță proastă, atacă-mă, hai! Chit, 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 chit. Unde, domn sergent? Uite acolo, e mare cât porcul. Mori, bestie! Ah!
Nu pot! Ah, ce mă doare! Ce să-ți faci, Sărită? Asta e, joci așa, cu omul e pe drum. Trașcă, te omor! Acum chiar că trebuie să-ți singur de ăsta, că eu nu mai pot, mă doare spatele, da, nebunesc! Îmi pare rău, domn caporal, n-am vrut, îl țin, vă jur că îl țin cum trebuie. Și dumneavoastră, domn sergent, ce tot mâncați? N-ați zis că vreți să fiți cu stomacul gol? M-a răzgândit, băiete, na. Mai bine să mă găsească cu stomacul plin și fără poftă decât cu stomacul gol și cu... Și, mă rog, dacă mă trimite la radiografie, mă golesc eu undeva pe drum. Să vede ce face la metrou? Nu vede. E foarte curajoasă, dragă. Nici nu i-a păsat că eram imens pe cuvânt. Jumătate din rând ea mi le-a făcut. Și cealaltă jumătate eu, ca prosucă. Asta e. Car mamă de tigroaică, cum apără ea de șoricei. De ce bubotic, de ce bubotic. Ah, ce bună. Și pe antrenor nu... Nu. Unde vrei? Pe rănile alea? Unde? Ia, ține tu un pic. Că m-a dus să-ți aduc o compresă. Încet, ai grijă cum o ții, da? Da, da, da. Te-am prins, nemernicu. Acum e momentul. Hai să vezi tu ce facem noi acum. Facem noi parașutism, da? Că e inclus în programul de pregătire NATO. Ca un fulg a fost. Ce ușor, ce ușor. Șase, bine. Trașcă, o lua ușor. Bună ziua. Bună ziua. De ce m-ați chemat? Trașcă să ții de el, da? Să nu-i dai drumul că te termin. Aș vrea să-mi schimb și eu poliția de asigurare și să-mi asigur fondul. Să iei bă lui nevastă ca să dea din ochii lui Tom Argin, ca să fază el faza. Îmi pare rău, domnișoară, nu se poate. Dar putem face alta, separată. Sigur, orice! Cum să nu merită, dar... Absolut. Auzi, Pepelico, ai nebunit de tot? Vrei să dăm toți banii pe asigurări? Tu trași sciatica, idiotule! Îmi pare rău, dar v-am zis că dacă ridicați singur obiecte grele, nu primiți despăgubire. Asta e, în schimb, mie mi-e foame deloc. Las mâna! Păi ce credeai, mă, că se pune cu dita mai caporalul? Nu se poate. Nu se poate. Deci chiar ai nouă vieți, cum se spune? Bine, bestie. Bătălia finală. Te omor, trașcă! Ce uite, mă! M-am bușcat un fund! Îmi pare rău, dar să știți că în cazul acesta nu mai pot să vii la sigur. Nu mai din cauza ta, că dacă l-asiguram de la început, pe ăsta, acum era plină de bani. Nebelico, lasă, nu-i nimic. Să taci! Deșteaptă! De ce ai dat înaintea lui? Ca să ne scutească pe noi de la plata daunei. Sărut mâna, domnișoară. Ah, trașca, că n-am terminat încă cu tine. Doamor! Na, domn caporal, eu prima! Nu! Stai, unde fugi? Nu profita de poziția mea! Ah, trașcă! Ăștia ca ăștia de la mine chiar aveți de plată. Chiar v-a dispărut definitiv pofta de mâncare? Exact. Definitiv și irevocabil. Sunteți sigur? Absolut. Puteți să mă și testați dacă vreți. Mergeți și faceți o colonoscopie. Nu e nevoie. Facem un test mult mai simplu. Exact. Sunt preferatele dumneavoastră, nu?
Și cum își dei, cum îmi place, de unde știu cum îmi place? Din fișă. Dumneavoastră ne-ați scris. Nu m-am omis pe mine cu... Mi-a pat picioarele de contract, doamnă, și dă-le cu cacică. N-ați văzut o mâță pe aici? Ce omor! Așa... Nu trage pupă să că-ți dau și ce! Nu, șeful, eu cu pisica am treabă! Păi, eu ce? Dispar Dacia? Că ăsta e peștele meu, clar? Boară! Ia uite ea ce... Mulțumesc, șeful! Ce-ai făcut, mă, nemernicule? I-ai aruncat-o pe geam, mă? Stai, fai liniștită, că-mi pun eu ciocatele alea și-ți trag un șut în fund. Păi nu mai mi-am asigurat șeful. Nu ți-ai asigurat șeful? Așa îi spui tu. Fundul. Bine. Fundule, nu m-am asigurat șeful. Unde când te hop și eu, nu stau mult pe gânduri, așa-s eu de felul meu, vesel tot mereu, hai! O să vine la ce jucăm sau i-ai dat lui Tony acțiune, ca să știu? Hai. O să filmez fără partea asta din... Tu omori, idiotule. Ah, nu trage, bă. Bibirico, lasă, nu-i nimic, nu-i nimic. Să taci! Stai, trașcă, că trebuie să dau mai întâi. N-ai dat? Nu, trașcă. Nici n-am dat, trașcă.